570 de posturi au rămas vacante în învățământul preuniversitar Giurgiu Vean, fiind vorba despre posturi complete și incomplete. De aceea, Inspectoratul Școlar Județean a organizat un concurs județean de ocupare a acestor catedre și posturi vacante. În 3 și 4 septembrie are loc concursul județean de ocupare a posturilor catedrelor vacante. La momentul acesta, pentru anul școlar 2015-2016, desigur în județul Giurgiu. Pe data de 3 septembrie se organizează testare pentru persoanele care au studii necorespunzătoare postului pentru care candidează, iar pe data de 4 septembrie participă la proba scrisă candidații cu studii corespunzătoare posturilor care au participat la concursul din iulie 2015 și care nu au obținut rezultate foarte bune, iată au acum șansa să obțină note mai mari care să le permită ocuparea unui post în învățământul preuniversitar. La testarea organizată pentru ocuparea posturilor s-au putut prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul cu diplomă de bacalaureat. La persoanele cu studii necorespunzătoare avem 83 de candidați înscriși, iar pentru proba scrisă de la cei calificați sunt decât 51 de dosare admise. Subliniez, este vorba doar de cei care au participat și în vară la concursul de ocupare a posturilor organizat la nivel național. Inspectoratul Școlar Județean precizează că persoanele care au susținut aceste testări vor putea ocupa un post după ce va fi organizată o ședință publică de repartizare a cadrelor didactice din Giurgiu, dar și din alte județe, care au promovat concursul național în 2013, 2014 și 2015 și care nu au ocupat un post. Primele rezultate ale concursului vor fi afișate în data de 7 septembrie, urmând ca pe 9 septembrie, după rezolvarea eventualelor contestații, să se facă publice rezultatele finale.